Într-o România aflată într-o criză permanentă de încredere, Federația Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, reușește să-și păstreze în continuare statutul de voce unică și puternică a celor peste 80.000 de salariați din sistemul de învățământ pe care îi reprezintă. Ne-am asumat încă de la înființare rolul de a promova interesele în relațiile de muncă ale personalului didactic și nedidactic din școli, grădinițe și licee, de a apăra dreptul la educație ale elevilor, indiferent de vârstă, de a susține orice demers strategic care să conducă la un învățământ de calitate, dar și de a amenda orice derapaj politic sau de altă natură care poate afecta echilibrul și așa precar al școlii românești. Din nefericire, problemele sistemului de învățământ nu și-au găsit în ultimii 5 ani soluțiile la care speram. În continuare, el este subfinanțat. Acea alocare anuală de 6% din PIB pentru educație, pe care Federația Spiru Haret o solicită de mult timp, rămâne doar un deziderat. În sutele de sesizări, adrese și materiale de informare pe care le-am inițiat, am explicat de fiecare dată autorităților care sunt nemulțumirile colegilor noștri și cât de grave sunt problemele reale ale învățământului preuniversitar. Aceleași probleme au fost semnalate și cu ocazia diverselor evenimente organizate de Federație 100 de ani de învățământ românesc în decembrie 2018, conferințe care au marcat anual Ziua Mondială a Educației sau cele dedicate unor domenii bine definite ale învățământului, cum este cel al învățământului special. Se păstrează în continuare un decalaj major între școlile din mediul rural și urban, în special în cazul resurselor și dotărilor materiale, la fel și în ceea ce privește resursa umană calificată. Și este pe undeva firească această situație, atât timp cât angajații din instituțiile de învățământ sunt sufocați de birocrație excesivă și de sarcini extradidactice, atât timp cât munca lor este evaluată mai degrabă prin raportarea la zecile de documente pe care trebuie să le elaboreze și mai puțin prin prisma rezultatelor educaționale reale. În continuare, legea salarizării nu se aplică sau menține discriminări între categorii de angajați. Drepturile salariale câștigate anterior în instanță nu sunt recuperate în totalitate. Sunt doar câteva motive pentru care nemulțumirile în sistemul educațional cresc. Învățământul public rămâne neatractiv pentru absolvenții tineri, personalul didactic este insuficient, iar cei care suportă toate aceste neajunsuri sunt, în ultimă instanță, tot elevii. Neputința, lipsa de transparență și măsurile abuzive ale autorităților ne-au adus în situația de a recurge la diferite acțiuni de protest. Membrii noștri au pichetat sediile instituțiilor responsabile, au lăsat saci întregi cu petiții la ușa Guvernului României și chiar s-au declarat de acord în repetate rânduri cu declanșarea grevei generale. Din nefericire, echipele care s-au perindat la conducerea Ministerului Educației în acești 5 ani nu au fost întotdeauna adeptele dialogului real. Este motivul pentru care în ianuarie 2018 Federația a recurs la o soluție extremă. A decis să se retragă din toate structurile de dialog social de la nivelul Ministerului. Nici acordul semnat în decembrie 2018 între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ nu a fost o soluție pe termen lung. Deși acesta trebuia să fie un instrument de relansare a dialogului social, guvernul nu și-a respectat angajamentele privind calcularea drepturilor salariale suplimentare prin raportare la salariul de bază, plata restanțelor salariale obținute prin hotărâre judecătorească, majorarea salariilor conform legii sau alte obligații care implicau surse suplimentare de finanțare.
Incapacitatea autorităților de a găsi soluții corecte la problemele învățământului preuniversitar ar fi dus probabil la decizia membrilor noștri de sindicat de a declanșa greva generală. Însă, pandemia de COVID-19 și toate măsurile adoptate pentru limitarea riscului de infectare au schimbat total prioritățile în instituțiile de învățământ. Colegii noștri din școli, grădinițe și licee s-au văzut în situația de a reinventa peste noapte tot ceea ce înseamnă activitate educațională, de la materiale didactice și metode de lucru bazate pe tehnologie, până la relația cu elevii și părinții. Au reușit să facă acest lucru cu prețul unor eforturi remarcabile pentru a putea ține conectați la procesul educațional atât elevii cât și părinții. Trecerea de la catedră și din bancă la școală, din fața tabletei sau a laptopului, nu a fost deloc ușoară. Contrar multor declarații oficiale, elevii, personalul didactic și părinții au fost nevoiți să suporte direct cea mai mare parte a costurilor trecerii la școala online. Au lipsit dotările tehnologice pentru a putea face învățământ la distanță. Competențele digitale limitate au îngreunat procesul educațional. Mii de copii, în special cei din zonele defavorizate sau din familii cu dificultăți materiale, au fost aproape erupți de la realitatea școlară. Campania Vocile Profesorilor, declanșată în aprilie 2020, a arătat realitatea școlii în pandemie, cu bune și cu rele, așa cum era ea văzută de cei implicați direct, profesori, elevi, părinți. La toate acestea s-au adăugat panica, frica de infectare, dezinformarea și efectul psihologic acumulat pe care izolarea și distanțarea socială l-au avut asupra copiilor, tinerilor și adulților. Încă de la debutul stării de urgență, rolul nostru ca federație sindicală a fost acela de a aduce în atenția autorităților toate problemele pe care le întâmpină colegii noștri și de a cere soluții corecte și cât mai rapide pentru cadre didactice și elevi. Suntem conștienți că nimic nu te poate pregăti pentru a face față unei crize sanitare de proporții, însă reacțiile autorităților au fost de multe ori tardive, disproporționate sau uneori total nepotrivite. Este suficient să ne amintim doar bâlbâiala instituțiilor responsabile privind vaccinarea personalului didactic, testarea periodică a colegilor noștri, scenariile de reîntoarcere la școală cu prezență fizică sau testarea elevilor pentru depistarea eventualelor cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. Putem să spunem că au fost multe situații în care, la presiunile noastre, s-au evitat decizii administrative cu consecințe neplăcute pentru colegii noștri sau pentru elevi și părinți. Încheierea formală a stării de alertă nu a adus liniștea socială pe care ne-o doream după 2 ani de pandemie. Ne-am reîntors în clase, conștienți fiind că virusul nu a dispărut, dar că viața trebuie să meargă mai departe. În plus, o nouă presiune a izbucnit în societatea românească. La granița țării noastre a izbucnit un război. Un război care ne-a pus față în față cu realitatea crudă a civililor uciși, a orașelor bombardate, a familiilor refugiate. Profesorii care nu mai pot preda în școlile ucrainene sunt colegii noștri de breazlă. Copiii care au trecut granița în România în căutarea unei vieți fără spaima de gloanțe trebuie ajutați să intre într-o formă de învățământ. Este un moment în care compasiunea și solidaritatea trebuie să aibă ultimul cuvânt. Așadar, putem spune că suntem în continuare într-un an al încercărilor, că provocările nu s-au terminat. Toți cei de la catedră rămân în linia întâi a procesului de reformare a învățământului românesc. Criza pe care am parcurs-o ne-a demonstrat că avem puterea de a ne adapta la schimbare, tocmai pentru că ne onorăm profesia de cadru didactic și ne iubim elevii. Vă mulțumim și vă respectăm pentru faptul că ați pus vocația și toate eforturile în slujba copiilor. Suntem și rămânem împreună, pentru că doar așa suntem puternici.